Înainte de a expune felul în care cunoașterea și concepția pe care le avem despre arhetipul nostru se reflectă în toate planurile existenței umane, fie în sânul bisericii, fie în afara ei, să ne întoarcem încă o dată asupra învățăturii dogmatice a bisericii. Dogmele sunt sinteze ale credinței. Ele sunt exprimate în formule extrem de dense și concise, având un caracter cu totul unic. Nucleul lor închide o antinomie funciară, juxtapunerea a două afirmații sau a două negații aparent incompatibile și care se prezintă rațiunii pure ca o contradicție, mergând până la absurd. Credința creștină se bazează incontestabil pe două dogme fundamentale: dogma Sfintei Treimi, celei de o ființă și nedespărțite, și cea a celor două firi și două voințe, dumnezeiască și omenească, în ipostasul unic al cuvântului întrupat. Dogma ne desemnează trei momente în ființa divină: ipostasul sau persoana, ființa sau natura și energia sau actul. Subliniind absoluta simplitate și necompoziție a ființei divine, dogma afirmă prin aceasta, pe de o parte, identitatea între ipostas și ființă, iar pe de altă parte, identitatea între ființă și energie. Totuși, această identitate e de așa natură încât fiecare dintre aceste trei momente rămâne totuși ireductibil la celelalte două. Prin antinomie conținută în dogmă, e identitatea absolută între persoană și ființă. Nu există nicio distanță între persoană și ființă. Unitatea între conștiința de sine a persoanelor și ființă e deplină. În afara persoanei nu există ființă, dar nu există nici persoană extraființială. Ființa nu e ontologic anterioară, nici mai profundă decât persoana. Pe de altă parte, persoana nu precede nici ea ființa. Persoana și ființa sunt una. Între ele nu există nici cea mai mică opoziție. Acest lucru a fost limpede exprimat de revelația dată lui Moise: Eu sunt cel ce este. Altfel spus, eu sunt ființa, ființa sunt eu. În afara acestui eu, în spatele lui nu există nimic. E viu doar acest eu fără de început. În existența divină nu există ființă extraipostatică sau neipostatică. În ființa divină unică nu există absolut nimic care să nu fie enipostaziat, care să existe dincolo de conștiința de sine a persoanei. Dumnezeu e viu și personal într-un sens absolut. În perspectiva henoteistă și monoipostatică a islamului și chiar a Vechiului Testament, această identitate între persoane și ființă poate fi concepută ca totală, mergând până la indistincție. Dar în monoteismul trinitar, această identitate se prezintă ca o antinomie extremă, căci în virtutea triunității, principiul persoanei nu poate fi redus la ființă. Existență simplă și una, Sfânta Trăime revelează o unitate de un cu totul alt ordin. Implică în același timp o identitate absolută și o distincție numai puțin absolută. De aici, gândirea noastră deduce că ipostasul este un pol, un magnet al existenței una și simple, un alt moment al acesteia fiind ființa. Afirmând absoluta egalitate a celor trei ipostasuri, dogma ne învață prin însuși acest fapt că fiecare ipostas e Dumnezeu desăvârșit, fiindcă poartă în sine întreaga plinătate a existenței divine, o posedă într-un mod absolut și, prin urmare, este potențial egală cu triunitatea. De aici rezultă că fiecare ipostas e pe deplin identic cu celelalte ipostasuri ale Sfintei Trăimii. Și, de asemenea, această identitate desăvârșită, Cel ce m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl, nu diminuează nici de cum unicitatea fiecărui ipostas. Fiind persoane în sens absolut, ele nu pot face obiectul unei adunări aritmetice de tipul 1 plus 1 plus 1 egal 3. Totuși, ele sunt 3, nu 2, nici 4 sau orice alt număr.
Ne găsim în fața unui fapt pur al existenței, care a fost revelat de sus. Încercând să sesizăm semnificația numărului 3, putem spune doar că el exclude orice relație în sensul unei opoziții binare, idee pe care o sugerează inevitabil numărul 2. Zdrobind limitația numărului 2, treimea transcede prin însuși acest fapt orice relativitate. N-am putea deci concepe ipostasele numai ca realități în interiorul ființei divine. Cu alte cuvinte, taina numărului 3 stă în adecvarea sa infinitului. Pe lângă antinomiile menționate mai sus, cea a identității și distincției între ipostas și ființă, pe de o parte, și între cele trei ipostasuri, pe de altă parte, dogma ne confruntă cu alte antinomii analoage care mențin în același timp o identitate și o distincție absolute. Vom reține aici două, cea a ființei și cea a energiei, adică a actului, și cea a energiei divine necreate și a naturii umane create. Existența divină, fiind integral realizată, actualizată, adică neconținând în sine nici o potențialitate nedezvoltată, poate fi numită act pur care manifestă adecvat ființa și este prin urmare identică cu ea. Dar și în acest caz, identitatea nu abolește nici de cum ireductibilitatea deplină a ființei la act și a actului la ființă. Cu alte cuvinte, ființa și actul nu se confundă într-o unitate nediferențiată, ci desemnează două momente perfect distincte ale existenței divine. Ființa e absolut transcendentă în raport cu lumea creată. Ea este total incognoscibilă, nenumită, incomunicabilă și neparticipabilă pentru creatură. Pentru a desemna acest moment tainic în existența divină, părinții bisericii o numesc supraființă, îndepărtând prin această denumire orice conceptualizare a ființei. Pentru ființa creată, acest moment rămâne veșnic ascuns în întunericul divin. Dacă ar fi posibil ca o creatură să participe sau să se împărtășească de ființa divină, atunci sfinții îndumnezeiți ar intra în existența divină, deveniți consubstanțial cu ipostasurile Sfintei Treimi, iar Sfânta Treime s-ar transforma în pătrime, cincime, etc., ceea ce biserica și părinții nu admit. Despre energie act, dogma însă ne vorbește într-un limbaj diferit. Energia este cognoscibilă și comunicabilă. Ea intră cu ființa creată în cea mai strânsă dintre uniri, fără ca necreatul să devină creat sau creatul să devină necreat. Acest lucru rezultă din dogma de la Calcedon, în virtutea căreia mărturisim că în ipostasul unic al cuvântului lui Dumnezeu există două naturi cu toate însușirile lor respective. Vedem că îndumnezeirea desăvârșită a naturii umane asumată de Hristos nu o preface în natură divină. Și acest lucru rămâne adevărat în veșnicie. Hristos e veșnic, unul în două naturi. Cu ajutorul concepției biblice despre cunoaștere, vom elucida ceea ce s-a spus mai înainte despre incognoscibilitatea ființei. Cunoașterea este concepută înainte de toate ca o comuniune existențială, o comunitate de viață. E cu neputință să cunoaștem ceea ce transcede în mod absolut subiectul cunoscător. A cunoaște înseamnă a integra în viața proprie, a face lucrul cunoscut imanent. Orice cunoaștere, e adevărat, implică deja un element de imanență, dar potrivit acestei perspective, cunoașterea desăvârșită nu poate fi înțeleasă decât ca unitate în existență. Dacă e adevărat că iubirii îi este propriu faptul de a uni, atunci trebuie să spunem, de asemenea, că măsura cunoașterii corespunde măsurii iubirii. Astfel, în Sfânta Trăime, iubirea cunoscută și cunoașterea absolută sunt identice, fără ca aceasta să abolească distincția lor. Pentru folosul meu, am formulat ceea ce tocmai s-a spus într-o scurtă schemă cu scopul de a-mi fixa mai ușor în conștiință temeiurile credinței noastre,
așa cum acest lucru a fost făcut într-un mod general în simbolul de credință ecumenic. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului. Eu sunt Cel ce este și drept aceea mergeți și învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit eu vouă, și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iată revelația ce stă la baza întregii noastre vieți. Sesizată în principiul ipostasului, adică al persoanei, existența divină rămâne veșnic alta pentru ființele create, după chipul și asemănarea sa. Acest cu totul altul este însă în chip inexplicabil apropiere. E prietenul nostru prea iubit, negrăit de drag inimii noastre. Sesizată în momentul ființei, existența divină este absolut transcendentă creaturii. Sesizată în momentul energiei, act al vieții, ființa divină intră în toată plinătatea sa, în comuniune reală cu creatura rațională și devine în ființele mântuite imanentă creației. Ca existență în sine, ființă în sine, existența divină, nefiind condiționată de nimic și excluzând orice proces teogonic de devenire internă, se înfățișează minților create care o contemplă ca un dat pur. Fiind absolut realizată, deci realitate absolută sau expresie desăvârșită a ființei, existența divină exclude prezența în ea a unor posibilități nedezvoltate și în virtutea acestui fapt poate fi desemnată drept energie pură. Ca dat, ea este incomunicabilă creaturii și rămâne veșnic mister, inaccesibil oricărei rugăciuni și oricărei creaturi. Ca energie, act, viață, este comunicabilă în întreaga sa plinătate și în întreaga sa infinitate ființelor raționale create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Faptul că viața divină e comunicabilă în întreaga sa plinătate naturii umane îl arată omul Iisus Hristos. Dumnezeul om e măsura tuturor lucrurilor, dumnezeiești și omenești, și unicul temei al întregii judecăți. Tot ceea ce mărturisim în legătură cu umanitatea lui Hristos e revelația planului veșnic privitor la om al lui Dumnezeu Creatorul. Așa cum Hristos cuprinde în umanitatea sa, trupește toată deplinătatea dumnezeirii și s-a așezat cu Tatăl Său pe tronul Său, tot așa fiecare dintre noi e chemat de porunca lui Dumnezeu: fiți voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. La aceeași treaptă a îndumnezeirii. Dacă n-ar fi așa, această poruncă ar fi lipsită de obiect. Îndumnezeiți până la capăt prin harul divin, sfinții sunt în așa măsură incluși în actul veșnic al lui Dumnezeu, încât toate însușirile lui Dumnezeu le sunt comunicate până la identitate, căci în ei Dumnezeu va fi totul în toate. Până la identitate, desigur, numai în planul actului, adică al conținutului vieții lui Dumnezeu însuși, iar nici de cum după ființă. Iar îndumnezeit până la capăt, omul va rămâne veșnic diferit de Dumnezeu prin obârșia sa. Dumnezeu e ființa prin ea însăși, creatorul a tot ceea ce există în cer și pe pământ, în timp ce oamenii rămân creaturi. Cuvintele până la identitate, desigur, numai în planul actului, par să aducă acestor afirmații o anume restricție, diminuare sau degradare. Dar nu este deloc așa. Darul lui Dumnezeu, acordat celor mântuiți în Hristos, e atât de măreț, e propriu zis infinit, încât niciun intelect uman aflat între marginile pământului nu e în măsură să și-l reprezinte. Creându-l pe om după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu se repetă în noi și întreaga plinătate a vieții divine, fără început și fără sfârșit, va fi posesiunea imprescriptibilă a celor mântuiți. Dumnezeu e atot prezent și atot știutor și, prin sălășluirea lor în Duhul Sfânt, sfinții devin și ei atot prezenți și atot știutori.
Dumnezeu e adevăr și viață, iar în El sfinții devin și ei viși și adevărați. Dumnezeu e bunătatea absolută și iubire infinită, ce îmbrățișează tot ceea ce este. Iar în Duhul Sfânt, sfinții îmbrățișează și ei în iubirea lor tot universul, tot cosmosul. Actul existenței divine e fără început. În virtutea participării lor la acest act, oamenii îndumnezeiți devin și ei fără început. Dumnezeu e lumină și în El nu este deloc întuneric. Și prin sălășluirea sa în noi, El face din sfinți o lumină pură. Existență divină e realitate pură și cei ce au pătruns dincolo de adâncul catapeteasmă, plecând la început de la o stare potențială, se actualizează și ei până la capăt și devin actualitate pură.